trăsăturile de caracter și între disciplinele spirituale pe care copilul lui Dumnezeu urma să le practice, Domnul Iisus a așezat și pe cea care se numește disciplina postului. Alături de rugăciune și de dărnicie, postul este disciplina spirituală care nu trebuie să lipsească din viața unui credincios, a unui copil al lui Dumnezeu. Adevărul este că vremurile în care noi trăim fac ca disciplina postului să fie o disciplină nepopulară. Stilul de viață contemporan, ofertele pe care le întâlnim la fiecare pas, chipul viacului, prejudecățile contemporane, combinate cu temerile noastre interioare și cu lipsa de rigoare și de consecvență, determină ca postul să fie o disciplină spirituală trăită de puțini și poate trăită superficial. Învățătura Sfintelor Scripturi privitoare, învățătură privitoare la post, este o învățătură complexă pe care în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, am dorit să o punem în evidență. Toate acestea se suprapun cu cele 5 săptămâni de post și de rugăciune sub genericul Pregătiți calea Domnului, care săptămâni de rugăciune și post încep din seara aceasta, cu ziua de mâine. Suntem chemați să postim. Suntem chemați să cunoaștem profunzimile lui Dumnezeu, adâncimile relației cu El, adâncimi care nu pot fi cunoscute altfel. Sunt dimensiuni ale comuniunii cu Dumnezeu pe care le poți experimenta doar în cântare, dacă nu cânți, nu le cunoști. Sunt dimensiuni ale părtășiei cu Dumnezeu pe care le cunoști doar dacă vii la biserică. Poți să te rogi cu ceasurile în odăiță că acea dimensiune a comuniunii cu Dumnezeu din părtășia bisericii se întâlnește doar aici. Sunt apoi alte aspecte ale comuniunii cu Dumnezeu pe care le întâlnești doar acasă în odăiță și oricât de mult ai persevera în părtășia frățească și în cântare, acel ceva care se întâlnește doar în odăiță îl vei întâlni acolo. La fel, sunt dimensiuni ale comuniunii cu Dumnezeu pe care le vom putea experimenta doar când postim. Să vorbim în seara aceasta despre post. În primul rând, ce este postul? Ce înțelegem prin post? Prin post înțelegem abstinența voluntară de la hrană și de la a consuma lichide sau a consuma lichide pentru cei căsătoriți și abstinență de la viața conjugală, pentru o perioadă de timp determinată, cu un scop spiritual bine definit, în centrul cărui scop se găsește căutarea feței lui Dumnezeu, întoarcerea cu inima spre Dumnezeu. Cuvântul ebraic pentru cuvântul post este cuvântul shom, care înseamnă a-ți acoperi gura cu sensul de a refuza să mănânci, nu cu sensul de a nu vorbi, deși poate că atunci când postim trebuie să vorbim mai puțin. Cuvântul grecesc este cuvântul neisteia, care de asemenea înseamnă a nu mânca, a te abține de la hrană, de la alimentație pe o perioadă de timp. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă postul ca pe o lucrare de absolută necesitate. Sunt unii oameni care consideră că postul este o disciplină opțională. Nu așa citim în Sfânta Scriptură. Este adevărat că există o dimensiune opțională a postului, cum cu siguranță că există o dimensiune opțională a fiecărei cerințe a lui Dumnezeu. Dacă vrem să ascultăm, ascultăm, iar dacă nu, atunci nu.
Postul este definit de Domnul Iisus ca un imperativ. Trebuie să postim. El n-a spus dacă postiți. În așa fel se adresează celor care îl ascultă, încât se subînțelege că toți postesc, că știu ce este postul și de acum se vorbește doar de aprofundarea, de finisarea învățăturii, de adâncirea ei și redirecționarea ei și nici de cum de așezare. Atunci când postim, este foarte important să avem un scop spiritual. Fără căutare feței lui Dumnezeu, fără apropiere de Dumnezeu în contextul postului nostru, a nu mânca și a nu bea poate fi greva foamei sau întreținere corporală, nici de cum post. Postul se definește ca întoarcere cu fața spre Dumnezeu. Întoarcere în contextul căreia foamea după Dumnezeu e mai mare decât cea trupească și a stâmpărarea acestei înfometări interioare după neprihănire și după dreptatea lui Dumnezeu capătă prioritate alinării foamei trupești. Postul presupune pocăință de păcate și mărturisirea lor, implică, precum spuneam, pentru cei căsătoriți, abstinență de la viața conjugală, implică deschiderea spre cei necăjiți, lipsiți, săraci, întâmpinându-i cu binefaceri, cu milostenii și cu siguranță implică stăruința în rugăciune. Văzută în termeni foarte generali, cam aceasta este definiția postului. În al doilea rând, vă propun să ne uităm în Biblie și răsfoind cu începere de la Vechiul Testament și continuând apoi Noul Testament, să investigăm învățătura Scripturii cu privire la post și în mod deosebit felul în care în Biblie a fost menționat și a apărut postul. În Vechiul Testament, postul apare menționat de foarte, foarte multe ori. Veți observa că Dumnezeu a cerut poporului să postească. Dumnezeu a vorbit prin proroci, Dumnezeu a vorbit prin Moise și s-a făcut strigarea în mijlocul poporului legământului că trebuie să se întâlnească cu Dumnezeu acest popor și în post. Se vestise, spre exemplu, un post anual, postul din ziua ispășirii, în care se vorbește în Levitic, capitolul 16, de la versetul 29 la 34, toată națiunea era chemată să aducă lui Dumnezeu jertfe și să se smerească, să postească înaintea lui Dumnezeu. Era o zi de post națională în Israel, dată în contextul legii mozaice. În vremea lui Ioel, Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin acest profet, chemând națiunea la post. În capitolul 1, versetul 14, este scris: vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării, în casa Domnului, Dumnezeului vostru, și strigați către Domnul. Ca în capitolul 2, cu versetul 15, să fie scrise cuvintele: sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți copiii și chiar pruncii de la sân, să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei, preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindeși și altar și să zică: Doamne, îndură-te de poporul tău, nu da de ocară moștenirea ta, nu face de bagiocura popoarelor, pentru ce să zică neamurile unde este Dumnezeul lor? Toate aceste cuvinte au fost rostite prin Duhul Sfânt și reprezentau o chemare la post. Chemare asemănătoare celei pe care în aceste zile o facem noi. Oamenii din Vechiul Testament au postit. Pot fi observate cel puțin trei categorii de post în Vechiul Testament. Mai întâi este postul ales în mod individual.
voluntar și individual. Din această perspectivă, Moise a postit de două ori câte 40 de zile. Iosafat, despre el citim că și-a întors fața să-l caute pe Dumnezeu cu post și Dumnezeu l-a ascultat. David e omul care se aprofundează în relația cu Dumnezeu căutându-l cu post. El postește și pentru vrăjmașii săi. Când erau bolnavi, zice David, eu mă îmbrăcam în saci, îmi smeream sufletul cu post și mă rugam cu capul aplecat la sân pentru ei. David mijlocește înaintea lui Dumnezeu postind pentru viața copilului său bolnav, iar în Psalmul 69 cu versetul 10 spune, plâng și postesc. Daniel este de asemenea omul care îl caută individual pe Dumnezeu cu post. Și regele Ahab, întâmpinat de cuvinte aspre din partea lui Dumnezeu, se smerește profund, cerând lui Dumnezeu îndurare. Rugăciunea lui este legată de post. În Psalmul 109, psalmistul spune, mi-au slăbit genunchii de post. Ce va fi fost în inima acelui om al lui Dumnezeu când cântările sale aduse Domnului a spus, mi-au slăbit genunchii de post? Am luat doar câteva exemple vechi testamentare care arată că bărbații din vechime și femei, Estera, spre exemplu, și ea a postit, a ales în mod voluntar să postească, oamenii din vechime au postit mânați de îndemnul inimii. În acest fel l-au căutat pe Dumnezeu. Al doilea fel de post vechi testamentar este postul colectiv sau național, chiar național. Cetăți, regiuni sau întreaga națiune este chemată la post. Un asemenea post a fost vestit în vremea lui Ezra, în vremea lui Neemia, în vremea lui Ieremia, în vremea Esterei, un post prin care poporul este chemat să se unească înaintea lui Dumnezeu într-un scop comun, scopul de a-L căuta pe Dumnezeu, de a se întoarce la Dumnezeu, de a cere protecția lui Dumnezeu. Spre exemplu, Ezra a cerut protecție Domnului în călătoria lungă care l-a așteptat pe el și cei care urmau să se întoarcă în Israel. În vremea lui Samuel a fost o mare trezire spirituală. Iar când poporul s-a întors cu fața spre Dumnezeu, Scriptura spune că s-au adunat la Mițpa. Acolo au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului. Și au postit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Găsim în 1 Samuel un post colectiv de 3 zile. O cetate s-a unit în post ca să jelească, să plângă și să se smerească în urma înfrângerii cu care Dumnezeu a pedepsit națiunea. Se poate observa în Vechiul Testament o expresie. Expresia, au vestit un post. Această expresie apare în nenumărate locuri și nu o să insist acum. Expresia, au vestit un post. De unde putem să luăm pentru noi învățătură, să vestim un post și ori de câte ori anunțăm în poporul lui Dumnezeu să punem deoparte o vreme a căutării lui Dumnezeu cu rugăciune și post, suntem în învățătura Domnului și facem voia Domnului. Rămâne să răspundem la această chemare. Strigările din vechime ale oamenilor lui Dumnezeu au fost ascultate. Dumnezeu a luat aminte la rugăciunile înălțate și a dat poporului izbăvire. Ne așteptăm ca și strigarea prezentă să fie ascultată. Și de oameni care se vor ruga și posti și vor posti, și de Dumnezeu care va lua aminte. Avem apoi un al treilea fel de post care se conturează încă din vremea Vechiului Testament și anume postul voluntar regulat, adică săptămânal sau anual. În cartea profetului Zaharia, capitolul 8, versetul 18 la 19, s-a vorbit despre 4 posturi care se țineau în anumite părți ale anului și care evocau 4 evenimente din istoria poporului Israel, evenimente tragice, pe care poporul le celebra cu îndurerare și cu post înaintea lui Dumnezeu.
Mai târziu, în iudaismul intertestamentar, a apărut obiceiul ca în fiecare luni și în fiecare joi să se postească. Fariseii posteau de două ori pe săptămână. În vremea Domnului Iisus, această disciplină a postului era o disciplină ținută cu multă atenție în iudaism. Găsim la templu din Ierusalim o femeie înaintată în vârstă, despre care se spune că slujea lui Dumnezeu. Și ne-am întrebat cum cântă, predică, e implicat în activități sociale, face misiune. La toate aceste întrebări, răspunsul este nu. Altfel slujea. Cuvântul ne spune că slujea lui Dumnezeu cu post. Este o slujbă pentru Dumnezeu. În învățătura Domnului nostru Iisus, postul de asemenea apare, Mântuitorul inaugurează slujirea sa mesianică printr-o perioadă de 40 de zile de post. Cuvântul ne spune că a postit 40 de zile în pustiu. Cel puțin două mari învățături se desprind din exemplul lăsat de Domnul nostru Iisus. Prima învățătură. Disciplina postului ocupă un loc foarte important în biruințele spirituale din războiul spiritual împotriva lumii demonice. Iisus a învins pe cel rău și ispitirile aduse în contextul rugăciunii și postului. Și a doua mare învățătură e că slujirea va fi eficientă și binecuvântată când va fi făcută în contextul postului și a rugăciunii. Mântuitorul, după ce a încheiat acea perioadă de post și de rugăciune, ne spune cuvântul, a început să propovăduiască, să tămăduiască pe cei bolnavi, să alunge pe cei demoni și era plin de puterea Duhului Sfânt. Mai târziu îl vedem pe Mântuitorul nostru vorbind despre post, este cuvântul pe care l-am citit din predica de pe munte, cuvânt care ne atrage atenția asupra unui aspect foarte important legat de post. Postul nu este pentru oameni. Postul nu este pentru mica publicitate. El nu este lăsat ca să impresioneze pe cei din jur. Postul este o acțiune discretă care trebuie săvârșită în taină înaintea lui Dumnezeu. Este pentru Dumnezeu. Dumnezeu găsește plăcere în sufletul care îl caută cu post și Mântuitorul nostru a spus că Tatăl Ceresc, care va vedea pe cel care postește cu inimă curată, îi va răsplăti. Slăvit să fie Domnul! În Matei, capitolul 9, versetul 14 la versetul 17, apare o discuție cu ucenicii lui Ioan care au venit la Iisus și au spus... Au pus o întrebare, de ce noi și farisei postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Răspunsul Domnului Iisus e un răspuns din care înțelegem că există o vreme a postului și există o vreme a sărbătorii. Vremea sărbătorii era vremea în care Iisus, mirele se găsea cu ei, urma ca el să fie ridicat, iar Mântuitorul a continuat spunând, vor veni zilele când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Dumnezeu ne cheamă să postim. Iisus ne-a lăsat ca pildă, chiar o întâmplare din viața sa și a ucenicilor săi, când față în față cu o persoană stăpânită de demon, ucenicii au fost neputincioși și n-au putut să poruncească cu autoritate demonului. Iisus, cu un cuvânt rostit plin de, cu un cuvânt plin de autoritate, a alungat demonul și când ucenicii au întrebat noi de ce n-am putut, Iisus le-a răspuns, acest soi de dragi iese cu rugăciune și post. Învățătura Domnului nostru Iisus este o învățătură complexă, amplă, pe marginea postului, prin exemplul său și prin cuvintele sale, el ne îndeamnă să postim. În biserica primară, biserică a cărei ani din început sunt consemnați în Cartea Faptele Apostolilor, întâlnim de asemenea postul. Amintiți-vă de Pavel, care când s-a întors la credință, a postit 3 zile
a postit și s-a rugat, n-a mâncat și n-a băut 3 zile. Frați și surori, socot că acolo se reflectă cu adevărat trăsăturile unei convertiri autentice. Fără ca cineva să îi spună, fără ca cineva să îl supună la porunț sau rânduiel bisericești, Pavel, Saul din Tars, a simțit din inimă că întoarcerea lui spre Domnul Iisus trebuie să fie făcută în jalea pocăinței însoțită de post. Cine se convertește și postește? Hotărâri de botez fără post, întoarcere la Dumnezeu fără post. O întoarcere la Dumnezeu cu toată inima implică și postul. Pavel ne dă exemplu prin experiența sa de viață. Iar în practica bisericii primare, spre exemplu în Didahia, referitor la botez, sunt scrise cuvintele: cei care se botează, înainte să se boteze, să postească 3 zile. Și cel care îi botează, să postească împreună cu ei 3 zile. Am putea, stimați candidați la botez, să ne inspirăm din această practică veche a bisericii și să vă botezați. Iar în ceea ce privește, spre exemplu, un obicei mai târziu al bisericii metodiste, John Wesley a așezat acest obicei în biserica metodistă, el nu ordina slujitori în biserica metodistă dacă respectivii candidați la ordinare nu posteau de 2 ori pe săptămână. Nu, nici cum nu-i ordina. Erau condiții că așa s-a înțeles apropierea de Dumnezeu. Revenind la textele Sfintei Scripturi, găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 2, versetul 3, o întâlnire, o unitate între învățători și între proroci. Versetul, cuvântul Domnului spune: pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: spuneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Biserica din Antiohia se unește în rugăciune și post. Dumnezeu îi vorbește despre viziunea lucrării misionare și când îi trimite pe misionari în lucrare, de asemenea se roagă și postesc. Lucrarea lui Dumnezeu se face postind. Dumnezeu să ne pune pe inimă această lucrare. În 1 Corinteni, capitolul 7, găsim postul în cadrul familiei creștine. Soțul și soția se înțeleg între ei, pun deoparte un timp și se dedică rugăciunii și postului. Dați-mi voie să observ un lucru, frați și surori. Și vorbesc aici familiștilor. Dacă apostolul Pavel spune să fie pusă deoparte o perioadă de timp pentru rugăciune și post și în respectiva perioadă de timp să se abțină de la relații conjugale, sunt 100% sigur că n-a fost vorba de o zi de post. Dumnezeu să ne ajute. Sigur că mai avem și alte aspecte biblice, nu aș vrea să insist asupra lor foarte mult. În al treilea rând, să vorbim despre felurile postului. Am identificat în cuvântul Scripturii 4 tipuri de post. Primul post este postul supranatural. Un asemenea post nu este la îndemâna oricui. E un post asistat de Dumnezeu. Moise și Ilie sunt oameni pe care Dumnezeu i-a întâlnit, pe care i-a împuternicit și i-a asistat în chip supranatural ca 40 de zile să postească fără să mănânce și fără să bea. Este un post supranatural. Dacă n-ai o revelație de la Dumnezeu și nu te asistă Dumnezeu într-un chip supranatural, nu vă încurajez să porniți un asemenea post. Un asemenea post este făcut prin puterea lui Dumnezeu. Nu se poate face cu resurse omenești. În 40 de zile mori. Fără apă și fără hrană. L-am menționat pentru că el apare, însă nu îl sugerăm în vederea împlinirii. Dar nici nu mă tem că ar fi asemenea zeloși printre noi. Al doilea fel de post este postul absolut sau, cum mai se numește în popor, postul negru. Este postul în cadrul căruia cel care postește
renunță în mod voluntar la hrană și la apă, la lichide. Pe perioada postului său, refuză să mănânce și să bea. Când în Biblie acest post este menționat, el este menționat cu precizarea n-a mâncat și n-a băut nimic în zilele acelea. Așa a postit Estera și Mardoheu și iudeii din jurul lor, așa îl găsim pe Pavel postind când s-a întors la credință, așa a postit Ezra, așa a postit poporul din cetatea Ninive despre care s-a vorbit dimineață. Este un post în care se renunță, în contextul căruia se renunță total la hrană și la băutură pe perioada postului. O zi, două zile, trei zile. Al treilea tip de post este postul obișnuit sau postul comun. Acest post implică abținerea de la hrană pe perioada postului, însă nu și de la apă. Acest fel de post este de asemenea întâlnit în Cuvântul lui Dumnezeu. De regulă, postul acesta a fost cel mai larg răspândit. Cei care posteau în vremea postului renunțau la masă, la micul dejun, renunțau la masa de prânz, renunțau și la masa de seară. În timpul postului lor, consumau doar apă. Un asemenea post se putea prelungi pe o durată mai lungă de timp, în cazul Domnului nostru Iisus, 40 de zile. Avem indicii din Evanghelie care confirmă că postul Domnului Iisus în cele 40 de zile a fost un asemenea post. Cel puțin trei indicii. Primul indiciu, Luca 4:2 ne spune că în acele 40 de zile n-a mâncat nimic. Nici o observație despre n-a băut nimic. Al doilea indiciu, la finele postului său, a flămânzit, n-a însetat. Aceia dintre dumneavoastră care obișnuiți să postiți mai mult de o zi, mai mult de două zile sau poate chiar trei zile, sau fie și o zi în condiții extreme de căldură, cum ar fi o zi de vară, care este prima senzație care primează la sfârșitul postului? Foamea sau setea? Setea, dacă postul este post negru. În cazul Domnului nostru se spune că după acele zile a flămânzit. Lucru care reflectă că apa i-a stat la dispoziție, că a postit în pustiu, să nu înțeleagă cineva că în deșert, adică a locuit în spații extracomunitare, în afara satului, că și Ioan Botezătorul spune cuvântul boteza în pustiu. Ce, cu nisip? Era pe malul Iordanului, în afara localităților. Deci apa era la îndemână. În capitolul 10, versetul 2 la versetul 3, se vorbește despre acest post. Am fost 3 săptămâni în jale, a zis Daniel, n-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc până nu s-au împlinit cele 3 săptămâni. Este foarte posibil ca rațiunea pentru care Daniel a ales să postească în acest fel să fie determinată, în primul rând, de vârsta sa înaintată și, în al doilea rând, de responsabilitățile guvernamentale pe care le avea pe lângă rege. Trebuia să facă față acestor îndatoriri și a ales să postească în acest fel. Poate fi o sugestie pentru cei bolnavi, pentru cei înaintați, foarte înaintați în vârstă. Dar putem, după cum vom vorbi la latura practică a învățăturii din această seară, pot exista anumite combinații între aceste forme de post care să ne ajute să creștem, începând cu formele mai ușoare de post și continuând apoi spre cele mai dificile, mai grele de trăit în practică, forme cu care corpul nostru se va învăța progresiv. În al patrulea rând, să vorbim despre scopul fundamental al postului. Care este scopul fundamental al postului? Mi-am pus această întrebare și, surori și frați, vă mărturisesc că niciodată nu mi-a fost atât de clar răspunsul la această întrebare ca în aceste zile. Când postim și ne rugăm, de regulă ne stau în față diferite dorințe.
Ne găsim la o strâmtorare, cerem intervenția lui Dumnezeu peste respectiva situație, boală, călătorie, o nevoie oarecare de ordin material sau de ordin vieții de familie, cine știe ce probleme și frământări vom avea, venim cu motivul, cu durerea, cu necazul nostru, îl punem înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm așteptând acolo răspuns. Acesta să fie scopul postului? Nu. Este și el, dar secundar. După învățătura Scripturii, scopul fundamental al postului este căutarea feței lui Dumnezeu. Pregătirea drumului pentru Dumnezeu. Scopul fundamental este să te închini lui Dumnezeu prin post. Postul trebuie să se concentreze întotdeauna asupra lui Dumnezeu. Pe El îl slujim când postim. Pe El îl căutăm. Orice alt scop trebuie să fie subordonat acestui scop fundamental. Dumnezeu să fie căutat. Sufletul să tânjească după Dumnezeu. Când postești, să-L cauți pe Dumnezeu. Să meditezi la Dumnezeu. Să îți aspire sufletul spre Dumnezeu. Să cauți comuniunea cu Dumnezeu, nu rezolvarea problemelor personale. Rezolvarea problemelor personale aduse înaintea lui Dumnezeu reprezintă un scop secundar. Scopul fundamental este căutarea lui Dumnezeu. În postul pe care îl începem, vrem să-L căutăm pe Dumnezeu. Vă rog să observați că biserica sluja Domnului cu post. Ana, acea femeie înaintată în vârstă, sluja lui Dumnezeu postind. Pavel l-a căutat pe Dumnezeu și și-a consacrat viața lui Dumnezeu cu post. Postul este o formă de închinare și de dedicare, de consacrare pentru Dumnezeu. Dumnezeu găsește plăcere să-L vadă pe om, tânăr sau vârstnic, renunțând voluntar la a-și împlini nevoile legitime de altfel, de a se supune la înfrânări, de a renunța la mâncare și la apă și la somn și la plăceri, cu gândul major de a îngenunchea pe toate acestea ca o jertfă plăcută la picioarele lui Dumnezeu. Și Domnul să fie plăcerea și bucuria noastră. Aici este scopul fundamental al postului. Nu trezirea spirituală, asta e pentru noi. Nu mântuirea oamenilor, asta este pentru ei. Nu rezolvarea necazurilor noastre, scoaterea noastră la loc larg, nu! Ci pentru Dumnezeu nostru, a cărei cale trebuie să fie pregătită. Postul nostru care stă să înceapă l-am numit pregătiți calea Domnului. Pregătiți un pustiu, un drum pentru Dumnezeu nostru. Spre inimile noastre Dumnezeu trebuie să găsească un drum, iar noi ridicăm barierele când postim și ne rugăm. Sufletul se face mai sensibil, inima mai bună, mintea mai ascuțită, duhul mai sensibil, rugăciunea mai cu râvnă, smerenie se coboară în inimă, sensibilitatea la cuvânt. Și paradoxal, în timp ce corpul slăbește, duhul, sufletul se întărește spre sănătatea viitoare a corpului nostru. Dumnezeu să ne binecuvânteze să pătrundem adânc scopul esențial al postului. John Wesley spunea și citez: în primul rând, postul trebuie să fie pentru Dumnezeu și ochii să ne fie ațintiți asupra Lui. Singurul nostru scop trebuie să fie să-L slăvim pe Tatăl nostru care este în ceruri și nici de cum un alt scop. Amin. Mergând spre întrebarea colaterală, ce realizează postul în contextul scopului său primordial, postul nostru duce la smerirea noastră personală. Psalmul 35 cu versetul 13, îmi smeream inima cu post. Dacă te simți cercetat de gânduri de mândrie, este mare minune să le vezi, omul mândru nu le vede. Când vezi că te frământă și te tulbură gânduri de înălțare de sine, de glorificare a eului, calea spre eliberare este postul. Îmi smeream inima cu post.
Disciplinarea trupului nostru, potolirea poftelor firii pământești, reducerea puterii firii pământești. Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Dacă cineva este chinuit de tot felul de pofte trupești, gânduri murdare care împrejenesc mintea, stări care aduc vinovăție în inimă, drumul spre eliberare este postul. Dacă vom îngriji de firea pământească împlinindu-i poftele, spune cuvântul lui Dumnezeu că vom trezi această fire care se va manifesta spre nenorocirea și pierzarea noastră. Dar dacă o ținem în stăpânire, supunându-ne rigorii postului, Dumnezeu ne va da biruință. Dumnezeu ne va da putere. Postul mișcă inima lui Dumnezeu. Prin post primim putere de la Dumnezeu asupra demonilor. Intervenția lui Dumnezeu e prezentă în mijlocul problemelor noastre. Toate acestea sunt beneficii colaterale, dar beneficiul fundamental este că sufletul se unește cu Dumnezeu. Frații mei, sunteți mulțumiți de relația dumneavoastră cu Dumnezeu? Ne-am adunat în această seară din mai multe locuri, prezenți în casa Domnului, în Biserica Emanuel. Câteva zeci stau și ne urmăresc prin internet. Cum stați în relația voastră cu Dumnezeu? E sufletul legat de Dumnezeu? E creștere? Poate că sunt între noi oameni care, mai ales poate tineri, ar niciodată n-au postit, nici măcar o zi de post. Nu e vina voastră. Poate a părinților voștri, care nu v-au arătat această disciplină. Pentru că s-ar putea ca nici ei să nu trăiască. Dar vă propun să facem o schimbare. Și începând cu mâine, să ne supunem la disciplina postului în zilele rânduite în dreptul nostru. Una după numele de familie și alta aleasă în mod voluntar. Mergând spre latura practică a postului, aici aș vrea să avem în vedere câteva lucruri foarte concrete. Un prim aspect este reprezentat de întrebarea cum și cât să postesc. Sfatul pe care îl aduc, pentru că aici nu găsim porunci în Scriptură, este să alegem, după cum este starea noastră de sănătate și vârsta, una dintre cele trei posibilități. Postul negru, postul obișnuit sau postul parțial. Pentru aceia care n-ați postit până acum, sugerez o progresie. Puteți începe cu un post parțial de 24 de ceasuri. N-ați postit niciodată până acum și vă temeți că muriți dacă postiți o zi întreagă. N-ați depășit această fobie. Vă sugerez următoarea soluție. În ziua postului vostru, hotărâți, deci astăzi nu mănânc nimic, beau apă și mănânc câteva portocale sau mere. Ăsta e postul meu. Începeți așa. Vă rugați, meditați la Dumnezeu, citiți în Biblie, vă retrageți în spații izolate ca să vă rugați, în ziua aia apă sau suc de fructe sau o portocală sau un măr. Începeți așa. Dacă va veni cineva și va zice, frate, asta e prea puțin, nu uita, dumneata ești în clasa 12, el încă e la grădiniță. Ați înțeles? După ce 2 săptămâni sau 3 săptămâni practicăm așa, puteți să începeți să renunțați cu totul la micul dejun și la masa de prânz. Și dacă e greu, beți un pahar de apă. Și la ora 4 după masă, serviți prima masă a zilei. 4 și jumătate, 5. Unii vor zice, da, atunci sfințește soarele. Nu atunci. Dar noi vorbim de începători, nu de avansați în post.
obișnuindu-ți trupul, viața, începi să deprinzi disciplina postului și mergi spre cele avansate. Renunți la apă și postești până în seara zilei. Sau postești 24 de ore. Sau 36 de ore. Ce înseamnă 36 de ore? Acum e seară, merg acasă și mănânc. Nu bine ca să-mi ajungă pentru două zile. Mănânc, cât să-mi pice bine. Renunți la micul dejun, renunți la prânzul de mâine, la cina de mâine și următoarea masă îmi este poimâine dimineață. 36 de ore. În care post, dacă nu pot, pot să beau apă. Iar dacă rezist, trupește, renunț și este post negru. Aici este ca în sport. Performanța vine prin antrenament. Dar dacă nu intrăm în pregătire, niciodată nu se face performanță. Un stadiu mai avansat al postului este reprezentat de dedicare pe o perioadă mai lungă de timp. 3 zile, 7 zile, 3 săptămâni, 40 de zile, cu apă sau suc de fructe, din când în când, și o dedicare masivă, totală, pentru Dumnezeu. Soluții practice. Adevărul este că paleta, opțiunile sunt așa de multe, încât doar inima rea și necredincioasă te poate desprinde de această disciplină. A sugera să avem mare atenție la cum încheiem postul. Mai în tinerețea mea, ce să zic, vorba cuiva, și nu știu cum de Dumnezeu a dat tinerețea pe mâna copiilor. Multe greșeli am făcut. În special când încheiam câte un post de 3 zile. 3 zile post negru, la încheiere, dăm spargerea în bucătărie. Și de aici apoi au fost probleme de sănătate. Va trebui să-l încheiați cu minte. Poate servind o masă ușoară și după încă o oră altceva și altceva. Că și sănătatea trebuie prețuită. Că altfel, de nu îngrijim, ne apucăm la rugăciune cu toții pentru sănătatea dumneavoastră. Și pierderea e prea mare. Nu vine din voia lui Dumnezeu, ci din lăcomia noastră. Și poate lipsa de învățătură. La întrebarea când să postesc, aș răspunde că nu trebuie să așteptăm vremuri grele ca să postim. Dacă fariseii aveau 2 zile pe săptămână de post, posteau lunea și miercuria, creștinii au venit și au spus postim și noi și au pus tot 2 zile pe săptămână. Dar nu le-au suprapus cu cele ale fariseilor, zicând că așa postez fățarnici, asta scrie în Didachia. Exista riscul să se înlocuiască o religiozitate veche cu una nouă, lucru care s-a și întâmplat în vechime. Tradiția creștină timpurie arată că se postea miercurea și vinerea la farisei, lunea și joia. Am zis lunea și miercuri, lunea și joia. A sugerat ceva foarte practic pentru fiecare familie din biserică, mai ales acolo unde sunteți 2 întorși la credință. Vă îndemn, identificați din cele 7 zile ale săptămânii o zi în care să slujiți lui Dumnezeu cu toată familia postind. De ce nu se poate oare acest lucru? Una din zilele acelea despre care noi vorbim, că o alegem voluntar, să fie ziua de post a ta sau a familiei tale. O zi din săptămână. Vorbiți cu copiii, vedeți când e mai ușor pentru ei la școală sau cumva o înțelegere și aceea să fie ziua de post a familiei. În momentele speciale de post, la chemarea, la strigarea făcută de Duhul Sfânt prin biserică, postim și când ne vine rândul, după planificarea făcută. Dacă nu-i bine, avem 2 variante. Ori ne schimbăm numele și pentru fete este ușor, că se mărită și merg la alt nume, ori ne înțelegem cu frați cu care putem face între noi rocadă. În încheiere,
câteva sugestii practice pentru acest post de 5 săptămâni, sugestii care vin în contextul modern în care trăim. Prima sugestie, 7 sunt, 1. Asociați acest post cu căutarea singurătății. Alegeți în timpul acestui post momente de singurătate. Închideți-vă în camera voastră, rugați-vă Domnului, citiți din Biblie, ieșiți, acum e mai frig afară, ca să zic, pe câmp, dar cumva căutați momente de singurătate în care să ne putem ruga în liniște lui Dumnezeu. Asociați postul cu milostenia. Faceți din bunurile dumneavoastră parte și celorlalți. Eu am băgat de seamă că vremurile în care trăim ne face să ne fie mai la îndemână dărnicia decât postul. Mai bine dăm bani decât să postim. Vă chem să facem amândouă, și să postim și să dăm bani. Sugestia a treia. Renunță pe perioada postului la mijloacele mass media. De ce n-am face și noi un post de televiziune? Polisemantismul acestei expresii rămâne să alegi în sensul corect. Să renunți la internet, la citi știrile, la deschide e-mailul. Dacă închid ușa la odăiță, nu va fi oare și asta? Am luat o zi de post, în ziua asta de post, nici știri nu-mi trebuie, nici film nu-mi trebuie, nici Facebook nu-mi trebuie, nici mail nu-mi trebuie. Îmi trebuie Biblie și un loc în care să mă rog. E post. O altă sugestie. Abținere de la vorbi la telefon pe perioada postului. Da. Este vorba tot de închisul odăiței, sigur cu excepția celor a căror serviciu depinde de telefon. Dar câți dintre noi oare avem un asemenea serviciu? Mai ales acum cu această ofertă generoasă pe care o avem la biserică și pe care o am numit-o noi cu un nume pe care îl știm toți, nu o să-l zic eu acum. Avem gratuitate între noi și vorbim și vorbim și vorbim. Domnul să fie slăvit, e bine să vorbim și mai ales cele bune. Dar în perioada postului poți să zici, Domnule, telefonul te-am închis. Și ai apăsat pe buton și stai acolo. Și dacă cineva chiar vrea să te găsească, să știi că te află. Te află. Roagă-te lui Dumnezeu, asumându-și această linie. 5. Renunță la somn în vremea postului. Unii au zis, cum o să treacă mai ușor postul? Spune-mi cum. Tragi un pui de somn de 4 ceasuri și când te trezești, a sfințit soarele. Na. Postul se asociază cu veghea. A trebuit să renunțăm la somn pe perioada postului nostru. Sigur că asta nu înseamnă să nu dormim noaptea. Ne referim aici la țipelile din cursul zilei, fiere și de la biserică, nu? Renunțarea la a răsfoi reclame în ziua postului. Primim acasă tot soiul de reclame. Unele dorite, altele nedorite, dar vin. Reclame pe care le răsfoim în tot felul de cataloage de specialitate și care te fac așa să mai uiți de cele duhovnicești, nu? Pe perioada postului se poate renunța la aceste activități. Care în esență nu neapărat că sunt rele, dar vom renunța la ele. Frații mei, aceste sugestii practice vor căpăta o mare valoare dacă în centru îl vom mărturisi pe Dumnezeu ca scop fundamental al postului nostru, căutare finală și din toată inima a sufletului nostru, căutare care se va împlini prin faptul că Dumnezeu va revărsa peste noi slava sa.